Salutare, salutare, prieteni dragi! Astăzi, 20.05.2020, miercuri fiind, în urma solicitărilor voastre de a vă arăta cum pregătesc porumbeii pentru prima cursă, fac acest videoclip în care o să vedeți ce administrez porumbeilor și programul pe care l-au pentru această prima cursă care va urma în câteva zile. Zburătorii crescătoriei noastre au fost scoși la antrenament de dimineață, doar ce au venit acum din zbor. Porumbeii se prezintă bine. Din păcate, de la antrenamentul trecut avem un porumbel care a venit lovit, șchioapă un pic, l-am mutat și pe el în compartimentul puilor, o să încerc să vi-l și arăt și cred că nu se va reface pentru această primă etapă. După cum știți, în infirmerie avem doi porumbei de zbor, avem pătlăginiu, care ia uitați-vă cum ține aripa și acum, tot la fel lovit de la un antrenament a venit, din păcate cred că pentru el s-a terminat sezonul zborurilor. Și avem și acest albastru, îl vedeți cu chip, încă nu calcă în piciorul drept, l-am băgat și pe el aici. Din păcate este un porumbel care are și inel gold, dar asta este situația, o să încerc să vă arăt, este jupuit tot pe burtă, uitați unde s-a lovit, pe piept, și din păcate nu va fi apt în mod sigur pentru cursa de astăzi. Așadar, infirmeria noastră este și ea destul de populată cu acești doi porumbei. Nu îi putem zbura, dar asta e situația. În rest, porumbeii de zbor se prezintă foarte bine. Și astăzi, v-am spus, fiind miercuri fiind, vor primi băiță. Deja au făcut mizerie. Hai mă, ce căutați afară? Hei, ce cauți aici? Hai la loc, hai. Hai la loc și tu. Te bagi la studio, aici era numai pentru filmări. Hai, unde te duci? Hai, du-te la loc. Haide, la locul tău, nu aici. La locul tău, nu aici, aici spui. Hai, pui la locul tău. Pe ușa aia, bravo. Deci v-am spus, astăzi vor primi baie porumbeii. Mai târziu o să vă arăt pe videoclip, mai târziu o să mutăm puii care sunt în compartimentul de zbor. Astăzi marea majoritate îi vom înțărca, îi voi muta în compartimentul puilor și astfel zburătorii vor avea două zile de liniște, două zile în care trebuie să se refacă, să nu-i mai slăbească și puișorii. O să vă arăt și mutarea lor. Puii se prezintă această serie de la zburători, unde, după cum bine știți, am lăsat doar câte un pui, se prezintă într-un mod excepțional. O să vi arăt și pe ei. Dar să continui cu această zi și cu pregătirile pe care am zis că le facem în vederea primei curse care se apropie. V-am spus, astăzi porumbeii vor avea parte de baie. Imediat să curăț aici. Este ok. Porumbeii vor avea parte de baie astăzi. Ei așteaptă acest lucru. Le-am pregătit cădița de duș. Afară a și plouat un pic,
porumbei au apucat să zboare înainte de a zbura. M-ați întrebat ce le pun în apa de baie. Acest produs îl folosesc, este o sare de baie. Asigură un penaj mătăsos, elimină fulgii de pe piele, relaxează mușchii și ajută mult în procesul de năpârlire. Se pune o linguriță la 10 litri de apă și acesta este tot secretul cu această culoare. Haideți să punem dăbăiță aici la porumbei. Le vom lăsa cădița de baie și vor să facă baie cât doresc. V-am mai explicat despre baia porumbeilor. Este un lucru care eu sunt sigur că îi ajută foarte, foarte mult și tocmai de aceea nu uităm de acest lucru. V-am arătat cu baia. Acum porumbeii primesc apă curată. Iar pe mâncare, după cum vedeți, le-am făcut pe mâncare. Porumbeii zboară pe Champions Energy. O mâncare foarte, foarte bună. Uitați-vă cum arată. E adevărat că este și scumpă, dar eu zic că își merită banii. O mâncare curată, fără niciun pic de praf, semințe mici selecționate. Așa arată sacul. Și de această dată am combinat cu depurativă premium. Și aici tot la fel, o mâncare curată, fără urme de praf, fără urme de impurități. O depurativă premium, tot la fel. Și le-am făcut în proporție de 3 la 1 această mâncare, pe care am adăugat ulei de usturoi. Deci ulei de usturoi, avem clar aici 15 ml la 1 kg de grăunțe. Și am adăugat Entrobac, un supliment pentru porumbei, un produs care la noi a mers bine. Și deci astăzi fiind miercuri și joi, asta vor primi porumbeii să mănânce, apă curată, lucru corelat cu mutarea puiilor pe care o voi face astăzi, băița aferentă. O să vă prezint și puișorii, deși vor să mai rămână 3 sau 4 puișori care sunt mai mici în cuiburi, în rest toți puii vor fi mutați dincolo. O să trebuiască să fie un pic nevoie de atenție vreo 2 zile până încep să bea și apă singuri, și în rest cred că lucrurile se vor desfășura bine. Deci ați văzut ce folosesc pentru aceste 2 zile. Și înainte de plecare, porumbeii vor primi Belgasol în apa de băut. În ziua îmbarcării, porumbeii vor primi Belgasol. Să trecem la mutarea puiilor. Să lăsăm porumbeii de zbor liniștiți. O să fie mult mai relaxați și după ce voi muta puii. Porumbeii au terminat băița. Acum haideți să trecem la mutarea puiilor. O să scot cădița de baie de aici. Și imediat vă prezint și puișorii de la compartimentul de zbor.
să-i vedeți cum arată, să-i vedeți cum se prezintă. Gata, dragii mei, am scos puii din compartimentul de zbor, îi vedeți pe vol, i-am lăsat un pic aici doar ca să vi-i filmez, să vi-i prezent un pic. Sunt 17 pui pe care o să-i băgăm în compartimentul de pui, peste ceilalți care sunt deja acolo. Îi vedeți așa arată, unii sunt un pic micuți, dar eu zic că vor fi ok. Au mai rămas și la zburători 2, 3, 5, 6 puișori care sunt mai mici. I-am lăsat în continuare la zburători. Dar 17 dintre ei, îi vedeți, sunt astăzi, vor fi mutați la compartimentul de zbor. Ia să vedem dacă știu să intre și singuri înăuntru. Hop, ia uitați, bravo mă băieți, mă, hai, haide. Casă nouă, un alt stil de viață, haideți toți, bravo bă, băieți, mă, hai, așa, acum începeți o viață mai independentă, hai și voi, hai, așa, hai, și voi, nu mai plânge, n-am ce să-ți fac, hai, bravo, au intrat singuri, îi vedeți, s-a populat bine compartimentul de pui al crescătoriei noastre. Și uitați la mic, deja la hrănitoare. Trei bucăți care deja mănâncă. Asta este foarte bine. Apă. Vedeți, le-am pus unul și jos, o să-l mut undeva în zona aceasta. Pentru ca puișorii ăștia mai mici să se învețe să bea și apă. Câteva zile așa vor sta cu două adăpători. Și am făcut toate aceste lucruri, v-am spus, tocmai în vederea relaxării porumbeilor de zbor, care încep cursele în câteva zile. Acești puișori au rămas aici. Și în rest toate lucrurile sunt bune și la locul lor. O să fie o schimbare acum la porumbeii de zbor. Deja se vor relaxa, mai avem acolo un puișor mic și încă unul în colț. Am zis că au rămas 6 aici, îl mai avem pe ăla acolo în cuibar. Cam astea sunt pregătirile imediate pentru cursele care vor începe în scurt timp, în câteva zile. De acum încolo, porumbeii de zbor trebuiesc încărcați, porumbeii de zbor trebuie să fie în formă și să vedem ce rezultate vor aduce în continuare de la cursele care urmează. Eu vă salut cu respect, dragii mei prieteni, să ne reauzim cu bine la următorul videoclip. Babi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Distribuiți postările mele, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Apăsați și butonașul de like acolo, să fim cât mai mulți la aceste videoclipuri. Și dacă aveți nelămuriri, cu drag vă voi răspunde la ele în limita în care mă voi pricepe să răspund la întrebările pe care mi le veți adresa. O să vă răspund cu drag la aceste întrebări. Eu vă salut, dragii mei prieteni, zi frumoasă în continuare, la revedere și toate cele bune!